Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi, cu voia dumneavoastră, vom vorbi despre mielul lui Dumnezeu, în sensul jertfei. Pentru că, mă rog, știți bine, este post, ne așteaptă, urmează sărbătorile pascale. Sunt multe aspecte pe care poate că nu le cunoaștem suficient, poate că ar trebui să pătrundem mai mult în sensul a ceea ce facem, zicem tradiție, obiceiuri, poate că e bine să și conștientizăm. Sigur, substantivul de gen masculin, miel, este copilul oii, după cum știm bine, domnul de-aia știe. L-au batjocorit mulți. A, e român așa cum trebuie, înțelege, părerea mea. Făceam trimitere la ministrul agriculturii, sigur că da. Din punct de vedere gastronomic, îl vom așeza pe mesele noastre în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. V-am spus în fiecare an și repet și anul acesta, această sărbătoare este sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Paștele cu totul altceva, ne va spune invitatul de astăzi. Ce înseamnă Paștele, care este diferența între Paște și sărbătoarea învierii Domnului și nu numai, sensul mielului pascal, simbolul jertfei pe de o parte și a mântuirii umane pe de altă parte. Dar voi tăcea și vom asculta, vom avea multe de înțeles din cadrul acestui dialog pe care îl voi avea cu domnul conferențiar universitar dr. Ioan Jude. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Aceleași sincere mulțumiri pe care le repet întotdeauna când sunt în fața telespectatorilor dumneavoastră. E o temă care, înainte de a spune că mă onorează, mă și responsabilizează prin profunzimea, adâncimea și, repet, responsabilitatea care ți-o asum față de un adevăr milenar care va dăinui atâta timp cât omul va căuta să afle un adevăr. Și unul dintre marile, să zicem, adevăruri e cel legat de această simbolistică care pentru unii poate cade prea mult în derizoriu, care are, să zicem, străfunduri, intră într-o străfunzime atât ontologică legată de existența noastră, cât mai ales folosesc acum un concept mai puțin vehiculat pe care îl voi explica, de natură ontoteologică, ontoteocratică, ce aparține altei... Traduceți, vă rog, domnule altei profesor. Lumi, acel de dincolo cu care deja Biserica, teologia ne-a obișnuit. Am rugămintea călduroasă să dezvoltați după aceea, în primul rând să ne explicați succint, pe înțelesul nostru, al celor care știm mai puțin, diferența dintre sărbătoarea mozaică, Paștele, și sărbătoarea creștină, învierea Domnului Iisus Hristos. E foarte important. Foarte importantă și tocmai aici am vrut, legat de adevăr. Vă rog. Ce înseamnă una, evident, și ce înseamnă celălalt. Înainte de a spune sau a prezenta surprinde diferența aceasta, aș spune că Noul Testament este, pe de o parte, o, să zicem, replică, mi-aș permite să spun, da, în raport cu Vechiul Testament, completându-l, fiind ceva complementar și în același timp o împlinire a celor prescrise, profețite. Și acum, legat de Paști, plecăm de la etimologia cuvântului, care provine, sunt mai multe interpretări, mai multe, să zicem, versiuni, de la latinescul bisericesc, pascaie, care înseamnă, provine la rândul său din pasa, din grecescul pasa, din ebraicul pesach, care în ultimă instanță l-aș traduce sau l-aș apropia mai degrabă de a sări peste, a omite, a cruța,
și chiar a elibera. A elibera, asta este esența în fond. De fapt, prin ce s-a întâmplat, chiar traducerea din Vulgata înseamnă trecerea Domnului, ideea transitus Domini, adică a trece peste ceva. Și ce se întâmpla în Vechiul Testament? Găsim acest lucru în Moise, chiar în Ieșirea, unde se precizează în perioada, cu o zi înainte, de fapt, cum s-a întâmplat față de sărbătorile care rămân ca Paște evreiesc, ca Paște în mozaism, Domnul, că încă nu aveam denumirea nici de Dumnezeu, nici de Iahve, îi spunea Domnul, i-a transmis lui Moise și lui Aaron, care era fratele lui Moise, să taie un miel, iar cu sângele care, desigur, curge și de la miei respectiv, să ungă acele uși ale lor, ale evreilor, care erau în Egipt în acea perioadă, înainte de Exod, și ca Domnul respectiv să evite, pentru că va trece și va omorâ pe toți copiii de un an și dobitoacele, cum spune în Biblie, ale egiptenilor, pentru faptul că nu îi dezrobește, pentru că nu le permite să iasă din Egipt. După acest lucru, cum spune Biblia, faraonul, aflând pe diverse căi, recurs la o formă indirectă, să zicem, ca să, cu același sânge, să ungă ușile și casele evreilor, pentru ca Domnul chipurile să... Am înțeles. Deci de aici, denumirea, cum am spus, trecerea sau cruțarea. Deci, pe fondul acesta, putem vorbi despre această etimologie și acest simbolism al Paștelor evreiești. Eliberarea din sclavie. Eliberarea din sclavie, Egipt, care no? Tot Domnul îi spune lui Moise, iar această zi să devină o sărbătoare, și intrăm în ritualul sacrificial și în sărbătoarea, să zicem, pe fondul acestui sacrificiu, care în fond este un sacrificiu sau o jertfă, intră în jertfa aceasta cu sânge, că sunt și jertfe sângeroase și fără sânge sau nesângeroase. Deci nu putem să delimităm această etimologie și această sintagmă a Paștelor evreiești de componenta divină, pentru că în fond tot Domnul, Iahve, viitorul, despre Iahve se poate vorbi, pentru că la baza fundamentării conceptului monoteist de Dumnezeu stă Iahve. Și vom vedea imediat și mielul, de fapt, etimologia cuvântului miel pleacă tot din ebraicul, această denumire. Da, din el. Din el. El din el. Ne... Mi, din da, el, da. Dumnezeu, nu? El fiind o zeitate mesopotamiană. Cum este Micael? Micael, Mihail, da. Micael. Deci, practic, cine ca el? Când spunem miel, în traducerea, să zicem, ce stă la bază, înseamnă că noi ne tragem din el. Din el. El fiind o divinitate. O divinitate care s-a metamorfozat în Elohim și alte denumiri care nu avem acum timpul necesar, dar Elul ăsta înseamnă, în ultima instanță, esența care a stat în Orientul apropiat, în divinitățile acestora. Mm-hmm. Ei, până ajungem la Iahve, care eu sunt cel ce sunt, acea revelație a lui Moise în muntele Sinai, când el, de fapt, a fugit din Egipt pentru că comisese o crimă, omorâse un egiptean care bătea un evreu. Să vă spun că evreii în Egipt erau considerate o populație marginalizată, adică erau inculți, erau la nivelul tribal și așa mai departe. Deci vorbim despre un cult al unui popor încă foarte înapoiat în raport cu Egiptul și alte... Da, da, asta e istorie deja. Da. Prin urmare, domnule profesor, diferența dintre... Ajungem. Numai că să ne ajungă timpul. Jertfa Domnului Iisus Hristos s-a produs chiar de sărbătoarea Paștelui mozaic. Da. Nu? Chiar în acel timp, în acea perioadă. Acum, că este o coincidență sau nu, asta e greu de
ce s-a întâmplat, adică țărind peste, în timp, cum s-ar spune, secole, da, 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 și chiar e vorba de o timp, un timp foarte îndepărtat. Știm foarte bine că noi în cronologia, nu, timpului, suntem odată sau începe de la anul nașterii lui Iisus Hristos, care suntem în data ar fi 2000 de ani. Anul nașterii și nu anul morții. Ridicării la, exact, la Tatăl Ceresc. Nu știm nimic de la 12 ani până la vârsta de 30 de ani, ce s-a întâmplat, unde, oricum, eu am niște și nu le am, știu, ca o revelație, ci parcurg în lectură în atât și atât, că mă ocup de zeci de ani de problemă, deci nu e o preocupare spontană de moment. Pentru că, repet, adevărul e mai presus decât poate uneori chiar credința, dar asta e altceva. Ca supra-credință, aș putea spune. Adevărul... Bun, deci, revenind... Vă rog. Ce s-a întâmplat, fiecare a citit, știe și așa mai departe, dar mai puțin cunosc simbolistica. Cu mielul, cum am spus, mielul jerfit, mielul care intră în ritualul preluat de la evrei, de fapt. Noi acum nu putem să disjungem în totalitate creștinismul de iudaism. Cine face treaba asta înseamnă că sau nu cunoaște nici istorie. Nu are istorie, cunoștințe suficiente. Pentru că ritualul sacrificial e preluat de la evrei, din religia mozaică, legea mozaică. Și aplicat, iată, de către romani. Și aplicat de către romani și, evident, evrei, pentru că s-a petrecut în Palestina, în Iudeea. De fapt, și aici încă sunt lucruri necunoscute. Iisus Hristos, încă nu avem o certitudine, să zicem, ca origine terestră, după mamă, nu? Că ar fi fost neapărat evreu. Sunt multe interpretări. Important este că a fost și că, că s-a a fost, dar Galileanul acesta noastră n-a fost iubit de iudei. În primul rând s-a plecat. Deci unul dintre motivele a fost de așa de o incompatibilitate chiar de natură etnică. Era de multe ori numit Galileanul și nu alte denumiri, nu întâmplător. Exact cum am spune noi în arealul Transilvan, care iarăși fac o analogie, apar incompatibilități evidente și oricât ne-am strădui, compatibilitățile nu rezonăm. E din București, mitici, e din Vaslui, Sărăntoci, dacă, așa mai departe. Bun, da, dacă specia lucrurile, om e foarte interesant. Dacă nu ar fi fost, să zicem, profeția, sau nu ar fi fost profețit acest Mesia, spun ei, în profeții Isaia, Ieremia și alții, evident că ceea ce s-a întâmplat în Noul Testament, bineînțeles, în Evanghelie și ceea ce ne-a rămas și s-a scris, nu avea nicio valoare. Neapărat trebuia să se împlinească ceva pentru ca și Vechiul Testament să capete o valoare sacră. Deci era o tendință de sacralizare pentru că și Iahve... Am înțeles. Aici e a venit să confirme, nu? E un lucru foarte interesant care nu e cunoscut. Și am și scris și scriu în care... Și apare sub forma unei întrebări. Cine a căutat mai degrabă, Iahve, poporul evreu? Sau poporul evreu l-a vrut? Pentru că prin asta și-a consolidat acel statut de popor ales, care iarăși are o semnificație. Și atunci, desigur, a fost revendicat și Iisus ca fiind Mesia lor, care, de fapt, niciodată el nu s-a autorevendicat ca fiind un împărat, un rege. Fals este și cu acea inscripție care e o blasfemie, în fond, când spunem Iisus Nazarineanu, regele iudeilor, sau chiar împăratul iudeilor. Pentru că el nu și-a conceput existența pe pământ pentru o finalitate, știu, terestră. Și din potrivă, el... Poate că era doar o formă de recunoaștere. Acum, iarăși am putea intra puțin în psianaliză. Care era imaginea sinelui
Poate că dacă luăm pe fondul acestei, să zicem, transgresări, a depășirii a unei existențe limitate în timp și spațiu, nu rămânea decât un personaj istoric. Ce mai mult decât atât e faptul că el a putut intui că poate declanșa o asemenea... Era fiul lui Dumnezeu. Poate declanșa o asemenea mișcare și să schimbe o paradigmă, iarăși un cuvânt care poate necesită explicații, dar lumea e... Da, no, vorbim acum fabulos, avem wow, fabulos, avem termeni pe care îi folosim. Că înțelegem, că nu înțelegem, e o altă problemă. Domnule profesor, neapărat vreau, încă o dată, într-o frază cât se poate de scurtă, diferența dintre sărbătoarea mozaică Paști și sărbătoarea creștină Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Care este diferența? Așa, într-o frază scurtă, pentru ca să rămânem... În primul rând, când vorbim despre Paștile evreiești, este o sărbătoare strict terestră. Deci nu vorbim de ceva care ne-ar induce o transfigurare, deci nu vizează o transfigurare dintr-un corp, filozofic vorbind acum, material din materie, să transferăm materia, să o spiritualizăm. Prin Iisus, corpul material devine, s-a transfigurat într-un corp spiritual. E ceea ce spunea Pierre Teilhard Chardin, de a trece de la alfa, care, să zicem, este existența în planul creației, la omega, care este cerul, pleroma, cum se spune în limba greacă, deci, adică punctul culminant pe care îl poate atinge. Iar Iisus Hristos este tocmai această valoare, acest reper spre... Că asta vrea să ne învețe, de fapt. Ceea ce spunem înviere este, desigur, o renaștere, pentru că Iisus Hristos e chiar și denumit noul Adam, adică omul recuperat, omul care tinde spre această îndumnezeire, spre această pneumatizare. Este o sărbătoare a eliberării din sclavie, din Egipt, în ceea ce privește religia o recunoaștere și din punct de vedere creștin sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos este pentru mântuirea, nu? Evident, și aici apare desigur cu necesitate, deci dacă speciei umane. Și în Vechiul Testament. Deci o eliberare din păcat. Aici Noul Testament este o religie care e fundamentată pe credință. Credința excesivă, aș spune chiar cu tendință de absolutizare, adică de a crede că ceea ce a fost înscris în Vechiul Testament acum este o împlinire care e greu de... Vă dați seama, în acele timpuri, să crezi în ceea ce nu vezi. Pentru că credința în ultima instanță este această, să zicem, și speranță și dovedirea lucrurilor nevăzute. În tine, în eul, în credința, în concepția ta. Cum să crezi ceea ce nu ați văzut și Toma necredinciosul? Spunea chiar că până nu vede, nu, i-a cerut să-i arete urmele, nu? Și aici mi-am notat foarte interesant de a sublinea ideea credinței. Vă rog. Am preluat a treia, mă aparține două, cele două dimensiuni aparțin unui filozof francez, Boucher, care spune că credința și are izvorul în două dorințe instinctive. Eu am spus a treia imediat. Unu, dorința de a trăi opusă morții. Dorința de a trăi care este opusă morții. Doi, dorința de a înțelege universul opusă imposibilității de a-l înțelege. Și trei, dorința de îndumnezeire prin apropierea lui de omului de Dumnezeu, prin iubirea față de cel ce s-a sacrificat, care deja poartă după sacrificiu, după moarte și înviere, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Mântuitorul vine, că ați anticipat dumneavoastră, de-abia după ce s-a realizat acel sacrificiu. A trecut acel pahar și am călcat moartea, că asta înseamnă de fapt... Moartea prin moarte, da. Și îi spune Iisus Hristos Teus Soter, care este un anonim. Dacă v-aș spune al cărui cuvânt, poate puțin știu, al cuvântului ictis. Dacă luați fiecare
literă de la început, Iisus Hristos, care înseamnă în limba greacă pește. Și acei știu eu, pescari, nu erau pescari în adevăratul sens, e o metaforă, erau pescari de oameni. Și acei apostoli vizau această, să zicem, culegere, această adunătură, poate cel mai potrivit cuvânt, care tocmai acest lucru, și acum intrăm într-o, poate mulți se întreabă, dar ce caută sociologul să vorbească? E o sociologie adevărată. Religia, de fapt, este un fenomen social, dar aici putem desprinde, pentru că se structurează niște ierarhii, niște raporturi, niște relații, niște funcții, însă și simbolistica aceasta vizează o anumită funcționalitate, cum ar fi crucea, cum ar fi, iată, mielul, vorbim despre mielul pascal, un concept extraordinar care polarizează poate esența valorii umane, pentru că ce poate fi mai mult să te sacrifici pentru un ideal, pentru că în fond prin acest miel, prin această, să zicem, jertfă, că intră în jertfa păcatelor, păcatelor umanității, pentru că aș vrea să spun, noul Adam acesta, sau jertfa aceasta, viza tocmai schimbarea radicală, ceea ce nu s-a realizat din păcate și se așteaptă a doua venire, după cum știm, milenarismul, care presupune acest lucru. Sigur, sunt lucruri care ridică mari și multe semne de întrebare. Știți ce mă gândeam acum? După o astfel de jertfă supremă, deci Fiul lui Dumnezeu a fost jertfit pentru iertarea păcatelor omenirii și pentru o purificare, nu? Și mă gândeam acum, oare ce-o fi zicând bunul Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, când vede specia în ce hal de degradare a ajuns, invocând evoluția. Noi am involuat. Mă gândeam așa, cum de ne mai suportă. Aproape că mă așteptam să îmi puneți o asemenea întrebare. Paradoxală, să spunem. Da, ne cunoaștem și de aceea vă așteptați. Rezonăm. Da. Vă rog. E o întrebare... Mai mult retorică. Retorică, dar găsim și răspunsuri. Acum, asta e o părere personală, știu eu, nu neapărat trebuie întotdeauna să răspund celor care îmi impun să răspund. Nu, libertatea mea, pentru că liberul arbitru a fost lăsat chiar de Dumnezeu. Nu, nici vorbă, nu v-am impus, ci mă întrebam. Nu dumneavoastră, așa, venind de la, din afară. Eu văd acest eon, cum se numește, deci acest timp, ca o treaptă de, sau chiar și un test în același timp. Dumnezeu a trimis și a jertfit Fiul tocmai ca să facă omenirea, omul, să-l convingă mai degrabă de existența. Lucrez acum chiar la un capitol, creație și creator. Și raportul acesta dintre creatorul nu și era suficient sie, și de ce a mai creat? E o întrebare, nu? Să zicem că exista... Nu intru acum să zicem cum a apărut, cum și așa mai departe, lumea, creația, creația văzută și creația nevăzută. Aici e mai important de a vedea lucrurile. Și atunci, pentru a-i convinge, n-a fost suficient nici Sodoma și Gomora, n-a fost suficientă nici potopul, n-a fost suficient prima dată alungarea din rai a lui Adam și Eva. Și problema lui Adam și Eva are o simbolistică foarte profundă, dar timpul nu ne permite. Și atunci, pur și simplu, a fost nevoit, zic eu, să trimită ceva care să convingă că da, există. Și așa, probabil, și înălțarea, și schimbarea la față, și alte evenimente au convins pe cei mai mulți, nu pe toți, bineînțeles, pentru că evreii, vreau să vă spun aici, un lucru care aș putea fi etichetat, au fost foarte ostili lui Iisus Hristos, în primul rând pentru că nega religia lor și această blasfemie, pentru că el se autoproclama ca fiind ceea ce este Fiul lui Tatălui Ceresc, pentru ei era, desigur,
divinitatea lor, Iahve, era supremă. Deci nu acceptau altă divinitate decât și vine acum un individ, în ghilimele de rigoare, care se autoproclamă alt Dumnezeu mai puternic și prin minunile săvârșite nega, evident, puterea divinității acestui Iahve de care tot repet. Și pe fondul acest, de fapt, cine l-a judecat și cine l-a osândit și cine știm foarte bine. Aici deci când două forțe, nu? Se reunesc, colportează sau știu eu, în primul rând, sinedriul, această, să zicem, structură care înseamnă un fel de putere și politică, dar mai ales religioasă, formată din vreo 70, la conducătorul, președintele fiind marele preot, care în vremea aceea era Caiafa, generalul lui Anah, sau Anah, cum e cunoscut, care, evident, pe fondul acestei blasfemii, l-a judecat pentru ceea ce din partea lor, dar a fost judecat și de Pilat, adică de guvernatorul Romei. Și pe fondul acestei, iată, unor judecăți raționalizate, el trebuia să moară nu prin sacrificiul lui, nu era determinat de judecata pământeană, ci ea avea, desigur, era o misiune divină. Domnule profesor, mai avem doar 4 minute. Din păcate, ne vom revedea cu ajutorul Dumnezeu dacă vom fi sănătoși. Cu ce am rămas noi? Iarăși este nu o întrebare retorică, pentru că nu și are rostul în cadrul unei astfel de întâlniri în fața telespectatorilor. Cu ce am rămas cei mai mulți dintre noi la această sărbătoare, și o spun cât se poate de subliniez, pe cât se poate vocal, sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului. Cei mai mulți dintre noi trebuie să avem abundență pe masă, trebuie să avem exact. Mielul pe masă. Din păcate. Copilul oi, nu e așa. Ori mielul înseamnă jertfa supremă pe care a îngăduit-o Tatăl nostru Ceresc, nu? Și a lăsat să fie jertfit fiul său. Și noi avem grijă neapărat să avem un miel pe masă, abundență, și astfel sărbătorim. Mie mi se pare tulburător, găsesc că este tulburător. Este cel mai mare, după mine, cel mai mare păcat, acest sacrificiu care noi îl perpetuăm. De fapt, ce a vrut creștinismul? În fond, prin simbolul acesta, tocmai această jertfă, pentru că în acea binecunoscută legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, din legea mozaică, este continuată, de fapt, prin jertfa aceasta care, simbolistic privind lucrurile, pentru că noi, practic, considerăm că, repetând acest, știu eu, sacrificiu, sărbătorim, nu sărbătorim, ci proscriem, de fapt, ceva. Proscriem. Da, părerea mea. În loc să... Cum ar trebui să sărbătorim? Că trebuie să marcăm. Evident, n-aș fugi, desigur, de ritualism, de religiozitate, mersul la biserică, purificarea, toate demersurile sau întregul algoritm care îl prevede prevăzut prin post, e bine venit. Dar nu, adică am putut, știu eu, să răbdăm în ghilimele, că nu mulți și așa mai departe o fac, dar explozia apare atunci. Nici n-a ajuns bine de la biserică și s-a înfruptat cu mielul. Dacă s-ar înfrupta doar, dar eu o să-mi iertați termenul neacademic, este o giftuială. Ideea ar fi de uniune în familie, numai într-un mod cu bună simțire, evident, pentru a marca această sărbătoare teribilă. Pentru mine ar fi teribilă. O sărbătoare a bilanțului. Să te reculegi, așa, să te izolezi undeva, să uiți ce am făcut. Am făcut ca să sărbătoresc această jertfă. Jertfă? Că e o jertfă, într-adevăr. O jertfă cu Fiul Domnului. Cu incidență divină. Puțin știu ce e aia divinitate, în primul rând. Lucru foarte
văd într-adevăr, e pe undeva, să zicem, încetățenit un cuvânt care nu este suficient de explicat și de înțeles în același timp. Ce puțin, eu am mai, știu eu, testat așa spontan la cursuri, la rândul studenților. E vraiște. Ar trebui un pic de smerenie, un pic de cumințenie. Așa cum bine spuneați dumneavoastră, este un moment al bilanțului. Refugiul în eul fiecăruia. Da? Da. Chiar cu par de vin, cu reflexii profunde. Da. Adică simbolizând... Și o restartare, dacă mi este îngăduit termenul, da, a conduitei noastre, nu? Să vedem unde am greșit, să-l rugăm să ne ierte, să-l rugăm să ne ocrotească, dar în primul rând să ne ierte. Cred că în primul rând ar trebui să-i mulțumim, nu? Cred că aceasta ar fi ordinea. Să mulțumim pentru binefaceri, să-l rugăm să ne ierte și să ne ocrotească, să ne îndrepte pașii pe căi. Exprimat prin acest miel pascal de care vorbim ca un miel neprihănit, un miel nevinovat, un simbol al purității, l-am distrus noi în timp. Pentru că s-a clădit pe această farsă, știu, existențial vorbind, că mielul trebuie, știu eu, sacrificat. Nu, mielul trebuie, știu eu, supraestimat valoric. Pentru că un simbol întotdeauna depășește o realitate imediată. Domnule profesor, întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Aș fi încheiat prin o frază, dacă îmi permiteți. Cât se poate de atât. Vă rog. E o perifrazare, de fapt, între ceea ce spunea un teolog într-o carte mai puțin cunoscută, Predici, și nici el da. Nu, care spune așa, învierea este prasnicul bucuriei negrăite, care unește cerul cu pământul într-o armonie divină. Și o completez eu, pe fondul unei sinfonii scrise pe portativul credinței și iubirii, cu note din cer și de pe pământ, restabilind firea omenească apărată de întunericul păcatului și al urii, chemând-o să prăznuiască împreună cu Hristos, cel înviat, bucuria vieții asupra morții, bucuria luminii asupra întunericului. Miel, mi, de la sau din el, el, Dumnezeu. Domnule profesor, a fost o bucurie, timpul trece repede, ne vom revedea cu ajutorul lui Dumnezeu. Imediat catolicii vor sărbători învierea Domnului, noi peste doar o săptămână, în fine, sărbători cu bine tuturor. Vă mulțumesc din toată inima și să ne revedem sănătoși. La fel și aceleași sincere urări pascale legate de învierea Domnului le urez și eu telespectatorilor noastre. Sărbătoare cu bine, cu minți smeriți și să ne întâlnim cu noi înșine, doar așa vom fi mai buni și poate că ne va privi Dumnezeu cu îngăduință și ne va ierta pentru că e bun. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!